Da, da, ea nu mai aparține ei. De lângă mama e acolo. De lângă mama Romina. Dar nu știu cât e. Ei, na. Uite, acolo. De lângă mine aici. Da. Bă, cărcine, bă. Bă, cărcine, bă. Bă, cărcine, bă. Bă, are mama nepot, mă. Așa, nu la mine, că e cărcine la mine. Tu pleci cu mine, da? Ce la mine acasă, bine. Generică. Mi-a făcut cărțile.
cinerică. Lasă-l pe cinerică, mai ușor, că transpiră Claudiu. Vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie în familie. Sănătate multă și viață. Și să ajungeți la fel ca noi, să sărbătoriți 50 de ani. Și să vă afară. Era bine. Hai să pună căruniță. Să ne așteptați. Era bine afară. Da, să ți-și vrut și curioasă, omul, că zici, mă, pare că nu mai mai. Dani! Dani! Ai grijă mea cu... Cum să nu am grijă ta, dar nu te vezi. De ce e așa? Extrem de calm. Și multe suflete în casă. Da, băi, și e casa mică. Mi-a intrat treaba asta în sânge mai rău ca orice. Ce să-i faci? Deci 20 de ani de acum. Da, dacă eu dimineața de la 4, nu, gata, da. Mă mișc, hai, mă ies, nu mai stau. E ca loc de muncă, exact ca un job. Nașa, dar ia loc, te rog frumos. Dar nu vin de jos, tot am stat jos. Dar am stat jos până acum. Lasă-mă să stau jos la restaurant. Dar nu auzi cu mașina. Mașina o lasă la... Până la restaurant nu mă atinge. Stai afară el. Hai, finul! Finul! Da. Cât îi de rău acum și să treci pe controle astea. Să Băieți, mă jur, uite, fac băieți. Ah, dar de ce? Să mai fac măcar 5 băieți, măcar 5. Crede-mă. Pentru că fetele mele sunt fete. Dar să mai fac? N-ai, nu. Dacă e vorba de el, da. Nici o șansă. A, dar nu cu el, dacă nu mă duci. Dar acum mai nu mai face, 5 băieți. Doamne. Băieți. S-a văzut pe cameră, nu? Cred, aveam 10 băieți, eram cea mai fericită pe pământ. Dar și fetele, de ce? Și fetele, de la băieți, la băieți, la băieți, la băieți. Să vede la ce trebuie. Zi de fete, că nu-i, merge că acolo e, te trage omul pe cameră. Și ce dacă? Ai martor? Nu, 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 mai caldu mie dacă stau în jos. Nu, că mă cunoaște Bogdan și mai te ștergi, mamă, de acolo. Bine, vă așteptă mă bine, da? Da, bine, ce așa mai așa. Nu, eu vreau să-ți arăt ceva. Dar ai stat un cu numire să nu furi. Da, da. Îți arăt? Da, dar uite așa, da, stai așa. Ușor să nu cu la mine, nu? Mama ce mi-ai dat ea
fie. Mamă, pe ce mulți la tine? Mamă, ești totul pentru mine. Mamă, îmi vine să plâng. Dacă la inima întrânită, cea mai pe mult, mi-e frică și mi-e teamă. Strig mereu din suflet, mamă. Bravo, te păruți! Că-și cuvântul când spui mamă, îți vindecă orice rană. Ia mai ieșiți afară! Care mai ești, băi? Ce știe? Păi de n-a mea puțin priciu să mă rabă. Băi tăi cu zăță de astea însura. Păi de n-a mea și-a pus priciu să mă rabă. Băi tăi cu zăță de astea însura. Nașule, băi,
ești introdusă, lasă, nașule, măi. Da și să trăiești la mulți ani, nașule, măi. 150 de ani! Da și să trăiești la mulți ani, nașule, măi. Mulți-a-mi trăiască, mulți-a-mi trăiască, la mulți ani. Mulți-a-mi trăiască, mulți-a-mi trăiască, la mulți ani. Ai la miri, și la mireasă plana. Au urmează niște treburi nașii. Ia-o pe cursă, Dani, ia-o pe cursă. Marian, de aici nu mai. Ia tu pierzi rata. Da, da. Ce se chema de domnișoară? Mariana Nicia. Thank you.
Rămâns cu copiii, mă rog, dă niște fete. George era și... Mihaela. Da. Mirela, la fel. Da. Total. Ștefan. Lasă de aici așa, Ștefan. Ștefan. Când te-a pus și gustul de acolo și ce este. Ștefan. Cinci. Corina, da. Și Ștefan, cu prinși Andrei, e a familie. Nepotul, care l-a crescut eu, care a fost. Ștefanul cu Ioan, căsătorit, da? Da, deci îmi prie. Dar o mare primă de lume, Florina. Așa, da, am o celulare cu Florina. Da. Așa. Da, am cu Andrei. Mirela este Ștefania și Maricarmen. Așa. Și, o avem, și Georgiana. Așa. Și l-avem copilul Ștefan. Da, este Vlăduț. Petruț. Sara. Sara. Sara și pe bebe Gabriel. Gabriel. Să rup mâna. Așa ceva. Putem să ținem mai greu. Să facem merge. Domnul Gheorghiță. Da, haideți câteva clipe să ne rugăm pe o rugăciune de mulțumire, să-i aducem slavă Dumnezeu pentru binecuvântarea și pentru darul ce a fost și este asupra domnilor Gheorghiță și Elena. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spunem împreună, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat.
binecuvântat cel ce vine cu numele Domnului. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să rămânesc în întuneric ca morții cei din veacul. Mâcnit e Duhul meu în mine și inima încremenită înăuntru meu. Adus-mi aminte zilele cele de bun. Cugetat am la toate lucrările tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile, mele sufletul meu setat de tine ca un pământ fără viață. De grad am zis, Doamne, ca a înțelătut lucrul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemn în celor ce se coboară în groapă. Fă aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am plecat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg cu Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăduiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea Ta scoate din casă sufletul meu. Fă bunătatea, îmi stăpește pe vrăjmașii mei și merg pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Către Născătoare de Dumnezeu, continuare. Către Născătoare de Dumnezeu, acum poate să alegăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strângând din adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi. Grăbește că pierim sub mulțimea păcatului. Nu întoarce pe robii tăi neșterți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Nu vom tăcea. Născătoare de Dumnezeu, curulează puterile tale noi, nevrednicii, că de n-ai fi stat Tu înainte, rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom îndepărta de Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe rogul Tăi, curulea din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după marea mâna Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă pentru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă înțelegi. Că fără de legea mea, eu o cunosc și păcatul meu este înaintea mea curea. Ție unea am greșit și rău înaintea Ta am făcut. Așa încât drept ești Tu pentru cuvintele Tale și Dumnezeu când vei judeca Tu. Că, iată, pentru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că, iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale. Ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăța. Spală-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Abuzul meu vei da bucurie și veselie. Bucură-ți voi oasele cele smerite. Întoarce fața tale către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inima curată și Duhul drept întrește într-o cerere înăuntru ale mele. Nu mă repăta de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt mă lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Stăpânii, că mă întărește. Învață voi pe cei fără înțelegi căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea, dreptatea Ta. Doamne, cuzele mele vechile și gura mea, vă vesti la ora Ta, că te-ai fi voit și fiindcă ți-aș fi dat arderile de tot le voi bine. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul Luminii, inima frântă și strânită Dumnezeu în față. Fă bine, Doamne, întrucună voirea Ta, Sionului și să se izbească zidurile Ierusalim. Atunci vei binevoi și vei crea dreptății prin osul și ardei de tot. Atunci vă pune pe altarul Tău în ție. Să fii binecuvântată în așa mare. Foarte frumos citești. Dar mirea să-l știi pe de rost, dar e modestă și n-am o scripat de emoții. Pentru că nu să-l știi pe de rost, ține fiecare seară dimineață.
Pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru sănătatea și mântuirea rugilor săi, Dumnezeu Gheorghe și Elena, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu să primească mulțumirea noastră la jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, pentru binefacere și-a fost asupra rugilor săi, Gheorghe și Elena, în cei 50 de ani de căsătorie, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aduce astăzi în inimă sferită, pentru binefacere ce au primit Gheorghe și Elena, și ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să ne fie lor, cum să fie Domnului mulțumirea noastră, Domnului să ne rugăm, Doamne, cererea și dorirea credincioșilor rogilor săi Gheorghe și Elena și a nașilor lor Marian și Loredana, Florin și Cerasela, a copiilor și a nepoților Elena, Corina și Florin, Georgeta, Mihaela și Dan, Mirela și Dan, Ștefan și Ioana, Mădălina, Florin, Roni, Andrei, Ștefania, Georgiana, Dădus, Petruț, Sara și Gabriel, spre bine totdeauna să o primească, să ne dăruiască faceri de bine lor și la toată casa lor din neam în neam, să izbăvească pe rubisei Gheorghe și Elena și toată casa lor, pe copilași, pe nepoți, pe strănepoți și pe nașii lor, pe toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, cu sănătate în lungime de zile, pace și pocătirea îngerilor săi, totdeauna să-i înconjoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluie! Cântăm și slăvim marea ta milostivire și cu dragoste ca niște rog strigăm, Binefăcătorule, Mântuitorul nostru, slavă ție, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de binefacerile și darurile tale, ca niște rog nedrednice, vrednicindu-se robii tăi, Gheorghe și Elena, în cei 50 de ani de căsătorie, Doamne, cu o sârdie aleatică pe tine să-ți mulțumească pentru toată binecuvântarea, pentru viața îndelungată, pentru copiii și nepoții și strănepoților. Te slăvesc ca pe un dătător de bine și păcător a toate și strigă, slavă ție, Dumnezeule, pentru tot îndurate, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Domnului, ajutătoare creștinilor, noi robii tăi, bucurându-ne de mijlocirea ta, cu mulțumire strigăm, bucură-te, Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și te rugăm să izbăvești pe robii tăi Gheorghe și Elena și toată casa lor, sub acoperământul tău, prin rugăciunile tale, din toate nevoile să izbăvești ceea ce ești gravnic ajutătoare. Cu înțelepciune dorim să ascultăm Sfânta Evanghelie,
zic vouă. Oricine va zice acestui munte, ridică-te și aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, și va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Dar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Așa. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Întărătorul și-a toată milostivirea, care mire este nemăsurată și iubire de oameni, adânc neajunsă, cădem la ta slavă cu frică și cu tremur ca niște rob netrebnici. Cu umilință aducem mulțumire bunătății tale pentru binefaceri ce-au fost ascultăi Gheorghe și Elena, și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, Doamne, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și căzând înaintea Ta, te rugăm cu umilință.
ca precum ai ascultat cererile rugilor tăi, Doamne, și ai îndrădnicit de viață nerugată și frumoasă. Le-ai întut casa de copii și de nepoți, le-ai dat sănătate și o viață tihnită și liniștită. Așa și de acum înainte să-i mântuiești toată reaua întâmplare. Să le dăruiești pace și liniște și să-i îndrădnicești pe ei și pe noi totdeauna să-ți mulțumim și să zicem ție, Părintele fără de început și unde a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, să fiți fericiți și de acum din 5 în 5 ani să facem, da? Așa trebuie. Da, din 5 în 5 ani. Nășiți, cu ea, da? Nășițile mele da, din 5 în 5 ani. Da, cum v-ați să vă? Părinte. Sărută-mi. Așa, vă-i cum facem. Să rog mâna, părinte. Eu cred că putem avea un exemplu cu familia dumneavoastră și toți ne-am dorit. Ca după 50 de ani de căsătorie, mireasa să fie așa de frumoasă. Înseamnă tocmai cum s-o spune. Asta e cartea de vizită. Asta e cartea de vizită. Aură cu soț. Într-o familie, soția e cartea de vizită a soțului. Când o vezi, când o vezi de, radiind de 40 ani de zile și vesele... Vesele, am zis și sunt mortă, iute. Doamne. Și mor cu bucurie și fericită. Amin. Am copiii mei, am tot ce mi-am dorit. Ai fost deșteaptă și ai știut ce să alegi. Așa, părinte. Care nu a fost deșteaptă, să uită numai la frumusețe. Așa este. Mă detași la inimă. Cu asta a spus tot. N-am ce cuvinte să vă spun decât slavă lui Dumnezeu. Sunt mândru că-s parocul dumneavoastră și întotdeauna v-am simțit oameni calzi, frumoși la suflet, buni la inimă. Când ați intrat în casă la mine, vă spun sincer, toate casă așa sunt, v-am simțit. Cineva mânger, așa mândru, mânger, să vă mai dau. Acolo totul e în altul în casă la dumneavoastră. Exact, părinte. Așa că nu era greu să se lumineze. Dar nu vreau să vă spun despărțul bine. Vrei să-și facem poza? Vă rog. Ei sunt un pic invidioși, dar le trece. Nu se ajungă și ei, Doamne. Doamne ajută! Amin! Amin! Știi ce înseamnă amin? Așa să fie. Așa să fie. Amin! Da. Hai să mergem să facem o poză cu mâna. Haideți, mă Să-i mulțumim.
Ia că e așa trebuie. Da, da. Da, o păcălit. Pune mâna și mănâncă, că doare stomacul. Ești cu mama. Da, da, frumoasă. Dani. Mă duc cu Andrei. Cu Roxana. Acolo, adică plecat mâine deja. Fumează, mă, o țigară și după aia plecă mâine. Ia Dudu în față și mama stă cu tata în spate. Vei bine așa. Да, да, да.